15 consilieri locali sunt prezenți. 13. Absentează deputatul Gabriel și deputatul Moștean și deputatul Moștean. Pentru Moștean, a prea știri până la... Nu. Nu? Da. În momentul de până, demisie nu mai are. Nu mai are. A să fie că și asistent. Da. A, asistent, da. Și de ce am luat? Calitate de consilieri. După cum ați fost informați, vă declarați că avem trei proiecte de hotărâre, un proiect și o suplimentare. Ce este pentru ordinea de zi? Realitate. Dacă vă ședinte de ședință, vă rog să continuați. Bună ziua, mari colegi. Cum ați fost informați, avem trei proiecte de hotărâre, unul suplimentar și punctul de vedere. Sunteți de acord, dragi, să începem. Proiect de hotărâre numărul 42. Prin constatarea încetării demisia mandatului consilier local al domnului Lucrai Căsăriu. Declararea locului vacant. Dacă sunt discuții, ceea ce nu cred, dacă nu, punem la vot. Sau eu ce am început. Da, domnul. În legătură cu domnul Lucrai, colegul nostru de partid, problema trebuie să facă o motivare pentru ce o să le trage din Domnul Oprea, dumneavoastră, n-a făcut publică demisia domnului Oprea, scris. Ba da, este scris. Unde? N-a văzut. Dar este scris, dacă e scris, da? Este. Dar dacă este o hotărâre, nu trebuie cu bine. Ba da, dar, domnule, dar postul de consilier este aprobat în hotărârea Consiliului Local, devine vacant. Nu este normal. Păi după aia! Păi, dar mă abțineți, dar nicio problemă. Haideți să punem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Mulțumesc. Să abține domnul Orteanu, nu? Proiectul de hotărâre 43, aprobarea contului de execuție a bugetului școlii primare. Discuții, vă rog. Ce se scrie la cuvânt? Nu sunt, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă? Mulțumesc. 13. Dacă nu sunt tot? Nu, 13. Da. Nu știu, dar nu sunt tot în afară. Dacă e unul singur, dacă e unul singur, dacă e unul singur. Da, o convite jocurile de care se încetează. Da? Proiectul de hotărâre 44, cu vinde și așa, pentru că măsura pe un mobil aflat în detaliu pe unul vechi. Este vorba despre strada Olmului, 1640 de metri pe discuții. Nu sunt, mulțumesc, punem la vot, cine este pentru? Abținere împotrivă? Mulțumesc, mai multe date de totuși. Cine vă trece? Proiectul hotărâre suplimentar, numărul 45, rectificare de buget. Discuții, dacă sunt pe baza acestui proiect de hotărâre. Vă rog, domnul Teamă, și concesi. Din stat, voi fi împotriva acestui proiect, pe următoarele consilieri. Veniți acum la dumneavoastră cu propunerea de a muta scolarul pentru loc în care loc. Este voie să se facă în această seară. Consider că zici că dacă nu odată am spus, dacă vrem să mai folosim cuvântul prioritizarea lucrurilor, ce trebuie făcute în cadrul comunii noastre, v-am rugat domnilor din executiv să țineți cont și de existența Consiliului Local, de existența noastră, care am fi putut, prin niște discuții anticipate,
să stabilim prioritizarea lucrurilor, unor lucruri pe care dumneavoastră le considerați alimentat într-un loc în alt, valorile respective. Dar, ca să fiu concret, articolul 2 din prezentul proiect care îl prezentați. Se ia de la școală o prevedere de la școala gimnazială. Nu discutăm sumele, că unele sunt mari, altele sunt mici. Și se duce la reparații capitale, pe care reparații capitale au unor active fixe, spuneți dumneavoastră aici. N-ar fi fost frumos și bine să ne discutăm care să ia, să vedem dacă da sau ba, dacă se merita să se impunea acest lucru. Un alt element, la acela practic. De la alimentarea cu gaz, sistemul ăla integrat. Așa luați, iar nu discutăm și cu mine. Și duceți la stațiile de autobuz. O să spuneți că proiectul cu gazele nu este intrat pe codașul normal, adică nu e deschis de finanțare, nu e aprobat, nu s-a aprobat multe lucruri. Dar dacă dumneavoastră considerați că sunt prioritare stațiile de autobuz, care stații de autobuz, vă rog frumos să mă credeți, n-am să pot îndeți niciodată suma cu care ele au fost achiziționate și sunt achiziționate, comparativ cu alte stații de autobuz care le găsim pe diferite site-uri și care sunt corespunzătoare și alea. Mă întreb de ce s-a alocat așa mari sume pentru aceste stații de autobuz, când cu sumele pentru primele patru care le-ați achiziționat, așa, se puteau face stații de autobuz în toate comunele. Luați de la drumul un alt argument. Propuneți să luați de la drumul Sat Căiuț, de la capitolul Reparații drumului modernizat în asfaltat, drum Sat Căiuț, și le duceți la drumul Sat Copen. Ce a stat la baza acestei mutații a valorilor de la satul Căiuț la satul Copen? Eu nu aș fi venit acum în fața dumneavoastră cu aceste remarci, dacă ne-am fi întâlnit înainte sau dacă ați fi pus supus dezbatere lucrurile care sunt prioritatea lor. Nu înțeleg nimic. Se stabilește? Se vorbește aici. Nu poate să ia la domnul. Vorbiți unul. Vorbiți unul. Sunt doar câteva aspecte pe care mă revin cu o întrebare. Dacă dumneavoastră din executiv, și mă refer la domnul primar în special, consideră că nu trebuie să se consulte în stabilirea și în hotărârea unor lucruri pentru comuna Căiuț cu noi consilieri, pe care, din păcate, lumea neinformată, referă la concetățenii noștri, întotdeauna când apare câte o critică sau alta, se repede la consilier, fără să-și dea seama că, fără să știe că acel consilier sau acei consilieri nu au fost consultați, nu au fost întrebați, nu li s-a cerut părerea de prioritizarea lucrurilor și nu poate, cu siguranță nu sunt informați că executivul face doar ceea ce consideră el că e bine, fără să le consulte cu noi. Domnule primar, faptul că și-a depus unul demisia era interesant, da, într-adevăr, pentru noi motivele personale. În general, oamenii invocă motive personale, dar s-ar putea să fie și altele. Spuneți-ne, domnule, le dăm demisia cu toți în bloc, dacă dumneavoastră considerați că sunteți dispus și că nu vreți să renunțați la stilul ăsta suveran de a conduce oate Căiuți. Vă mulțumesc! Dacă mai doresc cineva să ia cuvântul, domnul Matei, vă rog să vă rog. Domnul primar, am văzut aici la rectificare, s-a luat suma de 36.000 de lei pentru strategia anticorupție. Și pentru ce suma asta? 36.000 de lei. Pentru toate. Din
Cumva domnul Barbaru, da? Am mers în teren. E prezentament. Și asta ce mi-a spus? Este o problemă. Chiar conținut. Chiar interesant. Interesant, dar nu ți și când ce se va întâmpla? Dar ce îl faci? Am înțeles de asta. Am dat un document cu ceva. Ce se întâmplă? Corporare. Deci trebuie fiind de obligat. Deci se va întâmpla. Deși... Nu dați seama că nu vrea să facă nimic. Nu vrea. Nu că nu vrea. Noi, e un document care trebuie făcut. Dă un document. Îmi spune că așa să scrie de lucruri să fie de fapt un document. Comisie, comisie. Vă rog, urmați. Eu am vrut asta, mă zic. Am înțeles, am vrut, am vrut, să știu, mă rog. Dar după problemă, am văzut că de la satul Copii începe să iau asfaltarea. Începe să iau satul Copii în asfaltarea. Cu uriți sau ceva, toate avem ce vedeți, toate uiți de asfalt, aceea de avem probleme. Ce bine la prate avem asta? Toate avem atât la probleme, bun, da, da, tot, dar domnule, ce ați să te facă? Nu te vedeți cu zona asta, cu hirtivul meu, mă, hirtivul, chiar că... Domnul, vă rog frumos, după ce termine domnul Matei, vă rog frumos. Vă rog frumos, domnul Chiar. Vă rog. Păi ce spune domnul Matei? Ce vă spune, ce spunea eu înainte, domnule? Că nu vă spune la mine, nu sunt privatizate, domnule. Există, pe Popena sunt loc. Acum nu știu, să mă întreb oare că domnul primar este în satul Popeni? Nu pot să dau cu presupun așa. E posibil să fie și din această cauză. Dar, domnule, când faci o uliță în satul Popeni cu asfalt, beneficiază de asfalt ăla un număr de 10 de oameni. Când asfaltezi un drum cum este Căiuț, Hârtiu, vor beneficia de acel drum sute și sute de oameni, care drum asigură legătura între patru state, Florești, Vâlcel, Hârtiu și Băiești. De ce considerați dumneavoastră că Popenul, nu când merită, nu e vorba de merită, toată lumea vrem condiții mai bune. Să aibă și Popenul și Prada și Hârtiu și toată lumea. Dar de ce nu prioritizăm lucrurile? Adică ce vă stă ca motivație dumneavoastră să fii ăia primii și alții niciodată? Că după părerea mea, asta doriți, să fii niciodată în alte părți. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul privat la proiectul de hotărâre de rectificare bugetară, vă rog, ascult. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru, potriva cine? Domnul Chiană și domnul Roșcan. Potriva? Mulțumesc. Abține. Mulțumesc. Vroiam, dacă îmi dau domnul și domnul primar, la punctul diverse, unde domnul primar dori să ia cuvântul și domnul Dumnezeu, care dori să vă explicați. Domnul Mărcuț? Altcineva? Domnul Roșcan? Cine mai dorește? La diverse? Vreau să vă văd un pic vizare de proiectul anterior. Au fost niște discuții și niște întrebări. De ce am luat banii de la Căiuț și i-am dus la Păcăt? Acolo au fost prins niște bani. Am crezut că costă mai mult. S-a făcut recepția, s-a finalizat drumul și au rămas un rezerv de bani care trebuie să ducă în formă de la sfârșitul anului. Este vorba de drum, Căiuț, sat, care este făcut și asfaltat. Și au rămas bani acolo, care au rămas, deci nu că i-am luat la Căiuț și i-am dus în altă parte. Banii au fost alocați pentru drumul respectiv. Și am dus la strâns la Păcăt. Suntem în următoarea fază, strâns în dignitate și la Păcătare. Sau pare și Păcătare. Notați, vă rog, avem autorizația de măsurări pentru străzile respective. Domnul, nu fac, o să cer permisiunea. Domnul Bobochean, o să răspundeți, da, o să termin și vă dau cuvântul. Îți vedeți drumul de la Căltiu. Tot, bate în apă, eu discutăm doar, discutăm numai, este necesitatea numărul 1, numărul 0. Este prioritatea numărul 0. Îl avem de plus pe Ariu Salini. Așteptăm răspunsul până în discuțiile avute cu cei de la minister. Am înțeles că la sfârșitul unei clarificări verbal
Undeva ce trebuie să avem șanse să-l prindem? Asta o tare de încățare. În cazul care este în extrema cealaltă de 50% care nu intră la finanțare, următoarea variantă este să-l prindem la domnul județean. Am făcut discuțiile, o să vin un proiect de hotărâri, îl prindem drumul Căiuțe în Triu, că chiar se încadrează la domnului județean și o să-l facă consiliul județean. Cum a făcut drumul? Pralea, Bânca, Bogdan. Și motivarea pentru care o să-l facă este că leagă și comuna Ștefan cel Mare, și parte din comuna Ștefan cel Mare din drumul național, și parte din un sat, cât de mic el este, din comuna Cotonești, de drumul național. Și trece pe acest drum. Am făcut o să ajungă la Uitești. Nu, motivarea este că poți să punești doar în satul, voi ăștia de jos. Sau că unde este diferit din județean. Da, așa, Ștefanul cel Mare are recordul jăpterii, care e accesul prin acest lucru. Și îl prădem la părântul județenii, probabil la finanțare, le-au văzut să fac un buget, iau un buget cu mult. Și e rezolvat lucrul, dacă nu intrăm la seara. Ce facem noi, ce am dat niște bani la drumul fel sat, la băi, sunt niște părățiști. Pe care nu putem împărăți și noi să facem drumul pe fel. Asta e răspunsul. Da, vă rog, doamna Cheană, poftiți. Nu, nu, expresia asta că a bătut la partidul, nu știu cine e partea la partidul. Bătut la altul primul se face cu acolo, tot, bat, mare, de loc, nu mai știu. Poate noastră, v-am întrebat dumneavoastră de ce nu ne consultați și cu noi și de ce nu facem prioritizarea lucrurilor. Și ce nu face doamna dumneavoastră? Și n-ați răspuns ca de fiecare dată. Nu răspundeți niciodată la întrebările concrete pe care vi le adresez eu, personal. Nu mă interesează. Și spuneți că îți mărul cinciul. Dar mărul cinciul ăla de ce nu l-ați prioritizat? De ce nu l-ați îndreptat către Bradea? Sau către Ierchiu? Sau către mai știu ala Ștefan? De ce tot la copii? A doua chestiune. Căutați la Rexiu. Asta e o bătaie de apă în Piu, fără sumare în Piu. Când mutați drumul la județ, drumul Căiuțe de Piu, o mutați la județ. Că dacă nu intră, că sunt 50% șanse. Și dacă nu, ne duce la județ. Păi, în condițiile de azi, să fiți de acord cu vechea mea propunere, domnule primar, satele de peste apă, care sunt legate de comună, de comuna pe care dumneavoastră o conduceți, cele patru sate, să ne rupem, cu tot spuneați că să ne legăm noi cu Ștefan cel Mare. Să trecem alea patru sate la Ștefan cel Mare, să nu vă opuneți unui referendum pe care am putea să-l organizăm. Să-l organizăm dumneavoastră, că sunteți executiv și aveți obligativitatea asta, să ne mutăm la Ștefan cel Mare, că acolo se întâmplă lucruri. Nu? Adică, doamne, văd că cu câte ușurințe vă scuturați de ceea ce înseamnă Hirtiu și țațele de acolo, că lăsați dacă nu se poate aici, îl ducem la județ. Domnul președinte, eu nu mă aștept la dumneavoastră să vă reveniți din stilul pe care aveți vis-a-vis de conducerea comunității. Nici nu pot să fii să vă rog, doamne, să vă schimbați stilul. Sunt convins că nu o veți face. Vă mulțumesc, domnule. Da, da, da. Domnul Mărcu, poate sunt probleme comune. Da, da. Da, da. Da, da. Știți, să vă mai atât, nu mai atât. Domnul primar de lateral, am văzut că e un lucru să ies ca viața. E acasă, dumneavoastră, la viață. Ești un lucru cu care trec ăștia cu palatul, cu scadea de dumneavoastră. Da, deci un plinic de lumea, e zonea de acasă. Se plânge lumea de pasul lor. Deci nu e scadea de dumneavoastră, vine din palatul, că rău, cu toată lumea. Vreau cum și să ai lumea. Da, da, da. E deasupra la putere de acolo. Din zona lor, vorbim, o să zicem,
De acolo să ajungi în brațe. Ce domnule, domnul consilier? Eu nu știu ce consilier, da. Știi cineva? Omul din fata asta care lucrează la un bărb, care e semnul. Să faci un bărb din brațe, o să fie probleme. Nu, mi-a până să iasă la bărb. Sau de bărb, o să ridică brațe, nu știu. Și-o vine cu bărb chiar? Da, și-o vine în spate. Și-o merge așa. Nu știu, nu s-a uitat. Eu vă spun ce zic bani, eu nu. Trebuie să știu. Nu. Va apropa și eu mă rog în continuare să nu uităm de crăpăturile apărătorului de asfalt, Iertiu Brânce, că să vină iarna și când ghețul și cu dezghețul să fie o problemă, în cazul în care reușesc să rezolvați problema, să trecim și un corp, să nu intre așa iarna, că e ideea de ștept care e, să nu fie cazul tău, piatra de față. Vizavitia ta pe Praga și pe Iertiu, ce e așteptarea de cum e stadiul de discuții, de lucrări? Așa, și de doctorul uman, al doilea doctor, ce mai știți? Mai bine, nu mai bine. Și veterinar. Veterinarul medic. Bine? Așa, l-am înțeles. Sau e vorba să vină, nu știu. Și mi-ați amintit domnul Dorlan că de obicei mă obțineam la ședință, așa este, dar am văzut că sunt un motiv de viață pentru unii colegi, oare că am decis să fiu și eu tot ca dumneavoastră, eventual dacă nu facem nimic, măcar să redăm de unii colegi. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Domnul Păscar! Da, așa și două probleme de ridicat și aș vrea să știu situația drumului de la Căiuțul Consol din fața Dorlan Costin. Zona aia a rupt, s-a pus balat și așa înghețat. Un drum care nu a fost trecut prea mult la momentul. Care e situația? Un drum se vede tot. S-a aproape 2 ani. Media a lucrat cu cea viață. Nu, când se făcete ceva, nu se vede de aia. Se cifră cu donații, se cifră și nu... Trebuie să o soluție, nu este inaccesibil. Trebuie inaccesibil, nu nici excepționat să nu finalizează. Și al doilea aspect, tronsonul de drum e usat. Primul tronson, în obligația cu ele bine, faptul să monteze zile circulat. Dar cum o apune? Ba da, e un pom. Nu se întâmplă ceva. Sunt cei din zona de sus care nu prea sunt pașii care mă duc frângi, mă duc frângi. Deci trebuie de metat. Eu nu se destop când vin în stat, dar nu face nimic. Un drum cu prioritate, mă cedează. Trebuie de metat, are mult. Atât de metat, mulțumesc. Domnul Ciobotar. Da, v-ați adus, ne-ați adus la cunoștință control sunul domnul s-a căiuțat, s-a făcut recepția finală. Domnul Doșcan spune că ruptura aia nu s-a reparat. Va confuzie, nu? Adică nu știu care drum, la care drum s-a făcut, sunt două tronsoane, partea de jos s-a făcut recepția, da. Unde s-a făcut pod deja, intrare. Da, la biserică, la bară. La biserică, la bară. Da, la bară. Da, nu e care are de vizit. Tronsonul al doilea. Am înțeles. Iată de la grește să ia mai grește vrea că domnul Gavrilă. Vis-a-vis de proiectul cu asfaltarea celor trebuiți, care leagă drumul județean de podurile și comunal de poduri de la Țârcu și alea două, de la Praga și la Vidar. În ce fază mai? Proiectul tehnic. Da? Suntem la proiectul tehnic. Am înțeles. E vreo șansă? Cu toate trebuie. Cu bugetul tău. Am înțeles. Cu toate trebuie. Prioritizarea! Păi asta zic. Prioritizarea? Cum prioritizăm? Nu știu.
Ce spun un consilier sau ce spun 2, 3, 4, 5? Ce spun eu, ca atare. Asta vreau să întreb. Nu știu dacă privatizarea înseamnă un spun simplu. Începe cu codul la oraș, a făcut un spun de la oraș. Îți poate trei. Da, da, asta de trei în același lucru. Aia suntem la rușa. Dacă nu mai ai încredeală, nu, la urmă, să răspund. Mai am și eu două, trei probleme care vreau să le pun tot la județe și când mă dăm cuvântul domnului primar să vă răspundă și în discuții libere. Domnul primar, cu votul de la Hilt, eu revin la vorba al domnului Chiam, situația partidului. Eu v-aș da o sugestie. Ce faci să reclamați la DNA pentru la constructorul? Pentru că, unul, v-a indus în evare cu licitația, a viciat comuna că este niște fonduri, pe care dacă la momentul respectiv s-a apucat de lucrarea cu băieții, nu cred că era finanțat. Și acum părerea mea cerca și obiectivul, cred că chiar dacă începe va fi dacă vreau să obținem bani. Să fim realiști. Eu nu l-aș lăsa așa. Băi, ai venit, s-a mărit de două, trei ori, dar dacă n-ai avut capacitate, de ce l-a venit pe Muciu, nu ai adus în eroare societăți poate de bună credință, iar mai avem de suferit și îți face lucrare. E prins că lăsăm strategia. Strategie, da. Dar până la strategie, bine dacă faci o sesizare și strângi ușa, vă să-mi spun de ce se întâmplă. O altă problemă. Aici, lângă primărie, v-am mai zis și pe care le atra, se face de la să duceți pe domnul viceprimar. Chiar nu vedeți terenul sexual. Băncile alea care sunt curate de acolo, chiar nu găsim niște bani, tot cumva, pe diverse domni și bănci, să folosim la niște, să punem două părți. Ia nu lucrurile care din părțile sunt. Bănci în apoi cu lucrul nimic. Dar de ce stai cu niște? Dar de ce stai cu niște? Ma, dacă a fost teren cu bănci, că ilumina cu tot făcut, de ce stai nimic cu lucrurile? De când este că au spart? Poftim? De când că au spart? Dar niciodată nu stai cu nimic cu lucrurile. Dar nu o să știi, că mai stătea la un moment dat, că se juca scop la înainte și veneau, cum puneau 5 lei, 10 lei ca să toate copiii, și în doi la trafie, să iasă cu prea. Orice de nu vreau să mă distracție, m-a zutat, la ei peste ceas. Suntem în casă, pe data mă obsați. Părerea mea. Da, și o problemă care vreau să spun. Decât tot dumneavoastră, cum ăla la palastiere iese comuna, le-am zis de pe primarul Dan Petru, faceți-le funcționare cu trafie. Deci este... Eu acum m-am gândit problema și eu am vorbit de două trebuie cu băieții aia. Nu se poate așa ceva. Și știți ce se întâmplă? Eu sunt la mediu și aduc și închid. Știți ce mi-au zis? Ce vii la noi? Drumul primării. Dați-le dispoziție că sunteți în măsură, prin care obligați să bude până se face drumul ăla, dar nu se poate, veniți într-o zi. Nu că este activitatea economică acolo, mă, e sus, Farcaș, care se gândi de ce așa problemă. Mâine părinte, vă nu uitați acolo, uitați-vă cu ce aveți, praful, de nu se poate. Eu zic, cetățeni. Deci, nu știți ceva, chiar vă faceți-le adresă și atenționați. Că dacă o facem noi simplu, sunăm odată în agenția de mediu și la sedea. Sunt ludi. Deci când ies mașinile în pantă acolo, dacă vin 3-4, nu îl despic. Da, eu cam atâta am avut de spus. Dă cuvântul domnului primar să vă răspundă la întrebări. Am mai discutat de tot peste totul și zic, v-am zis, printre altele, sesizare, ce mi-ați spus, mi-ați afirmat să fac sesizare la DNA, dacă nu am făcut o sesizare, mi-ați făcut cea perfectă. Și îi cheamă, am înțeles, prefectul un problem ca să judecea, să vadă situația lor și ce au în gând și care este problema. Eu o zi că nici la momentul ăsta n-au reușit și mai mult decât atât după incidentul de la Piatra Neamț. Câteodată asta și m-am gândit bine că cine știe ce prostie făceau cu executantul care este, nici nu poți să stai pe barul el de igreze și să nu facă nimic la toată să păzești codul. Toate că ai dirigit între așa vieți și toate celelalte.
6 s-au făcut, nici acum nu au căzut la o înțelegere, ba s-au înțeles, ba la două zile, se spune că iar nu s-au înțeles. Proiectantul și că executam. Fie lucrare luată la pachet de proiectare și execuție, cea mai proastă soluție când cei doi, între cei doi apară fiți. Iar tu, ca beneficiar, ești la mijloc. Te joacă care de trebuie. Despre lucruri, al lui trebuie că aveți clauze contractuale. Vine executare, termin, cu și din termin, penalități. Și când vă rugați la aparată, ori și parcă fi mai faliment, tot stați. Proiectul cu apa. Ne-am spus un domnul Fianu, că vă zăbim de proiectul cu drum, pe tot pe Angel Salini. Proiectul cu apa e finanțat 95%. Adică, acolo va fi finanțat. Pe proiectul mare de apă, sau ce nu am întrebat. Și de aia, pentru realizare este apă canală. Ne-au promis că nu trebuie apă. Iar să reduc șansele de realizare, ne-au zis 55% pentru ce nu trebuie drum. Dacă ne finanțează și drumul sau nu, pe anii lui Salim. Și în momentul ăla, am luat o cale și m-am pus, adică am o soluție să mă duc la Comisia Județeană, pentru că nu pot să mă stau cu domnul Mărțel. Am cerut o colaborare prin OAT, să pun eu jumătate și de Consiliul Județean, și ei au venit în moment grab, că la nouă, îl facem și să nu dat. Să nu am venit o idee. Asta a fost discuție. Și apa, cum ați întrebat, revin apa. Apa e intră la finanțare pe anii țării. În care are teren? În care are teren? Avem expertiza, deci foarte greu la ceea acolo. E dată la proiectant, va fi scoasă ca să putem să închidem lucrarea aia, în același timp cu intersecția cu Vicimar Brata. Geronapă, deci din acel proiect mare, mai e nivelul 5%, care e vorba de încătă din alucare sa teren și intersecția. Și l-am proiectat și astăzi la sumat, știam că se urmează ședința de Consiliu. Cam lucrează la etapă. Să-și facă problema? Sper. Nu pot să garantez eu ce face ceilalți. Da? De la profesor verificat cu tronsorul prin celălalt de la intersecția. Intersecția, am făcut cel oameni de la la poliție. De fapt, acum ce trebuie? Nu se iau din prioritate. Prioritate sau ce gază trecerea pentru... Păi dacă este stop pentru cei care au intensat în Crăiuț, să fie într-un prioritate celălalt. Eu înțeleg că dacă tu ce este stop la aia, trebuie să vrea asta. Nu vei, acela care nu vrea ce fac. Au prioritate. Dar nu știu și dacă ele de la vechie pe ceva asta. Nu, e aceeași chestia. Au asaltat așa și au pus semii de stop la ăsta și la ăsta. Ăla care e principal, nu a fost niciun semn. Știi, tot mă duc acolo, nu văd niciun semn, opresc, trebuie să-i dirija. Când ajung acolo, dă-l la stop, dă-l la stop, dă-l la stop. Adică știu mai multe astea. Dom'le, dar e explicat, dacă a fost stop aici pe mine, ăla trebuie să pune și pe tot. Dirija nici nu altă dată, tot aici. Adică, atenție, dacă se pune aici, se duci la un șapă, să știi, că dar dacă care vine și mai niciun semn, nu știu. Și cere noi niște testări de comandă, fiind locatoare. Două indicatoare, de unde eu? Da. Cum doamna, cu doctorul Oman, Oman, avem o promisiune la o colegă de la doamna Bărnu Cescu, doamna Cescu, așa de Cescu. Că ne-a zis să ridicăm aia, că nu mă telefon, nu mă vârstă de ce, pentru că aia, eu vă promit că în două luni de zile vă dau un medic acolo, că are cineva. Alte discuții. Partea la altă, la doctorul veterinar, a reușit, a venit o doamnă și o dată de licență sau un sistem. Pe Crăiuță.
licitația, zonele, comunele pentru medicina veterinară să licitează în zonă. Au fost scoase la licitație, au fost acceptate, o să avem medicină veterinară. E aprobată. Nu, ca să știu, nu suntem de vaccinat și să știu dacă e tot atent. Să vă la viitoare că este în zonă studiului. La urmă, am dat un telefon, am să vă la acest studiu. Voi plătește, v-ați să zic. Sunt multe formalități la cu transferul de animale, cu calculatorul, cu cadrarea. Cum se stă? Da, spre ea. Din loc unde este, doamnă? Așa, avem de trebuie. Din loc asta, pentru toți. Are și nu-i pe o linie. Deci știu să obții doctor la casă. Cum ar tot de bine? Tot de bine. Și nu e soție. Nu, nici așa de bine. Poate nu știu. Nu știu dacă am lăsat loc la tine. Alte întrebări? Discuții? Aia mă, să sigur pe care. Declarăm să te dăm. Nu, mai am. În afară să te dăm. Nu. Așa. Declarăm să te dăm. Mă deschis. Problema cu vlada de la Bindar, care o ars casă. Am început discuția gravă. Am început discuția, toți am dat de cură, dar fac nimic. Hai să o arătăm și cu doamna asta. Deci, vă spunem. Nu e imposibil. Ceva? Deci, eu am făcut. Nu era așa. Ce spune? Ce vedeți? Păi nu trebuie să-i vorbesc. Nu e imposibil. Închis. Da, e închis să-și ședința.